Doamnelor și domnilor, nu există în România un artist, un virtuoz al acordeonului, cum vom avea acum în platou. La mai întâi vorbim, după care dăm dovadă. Ionică Minune, doamnelor și domnilor, un maestru, un mentor, care în acest moment dă mai departe ceea ce a învățat sau ceea ce a trăit, pentru că Ionică Minune vine alături de noi, întrucât pe la Sala Palatului pe 26 februarie urmează 5 ore de lăutărie cu numai 1 și 1. De ziua lui va fi sărbătorit. La mulți ani, Ionică. La microfon. Mulțumesc mult din tot sufletul și mă bucură faptul că am ajuns la tine în studio. Referitor la subiectul care vreau să-l abordeze, e vorba de festivalul care este... Se numește Cântarea României, da? Se numește Cântarea României și e pe 26 februarie. Foarte frumos. Înțeleg că numai lăutărie adevărată, curată, meserie și originală, și original, pe da? Deasupra, da? Invitații mei sunt pe măsura lor, de fapt și de drept, sunt extraordinari. Uite, văd aici, frații Advahov, Moldovskaya, Jazmanuș, Marian Mexicanu, Cristinel Tuturica, Marius Fulger, Aurel Cloitoru, Milan Dimiș, Dejan Matici din Serbia, Bogdan Mihai Simion, Cobza Moldovei, și mulți alții. Ionel Tudorache, sunt foarte mulți, foarte mulți invitați și cu staif mare. Asta e un lucru foarte frumos. Pe de altă parte, trebuie să înțelegeți că Ionică nu adună sala ca să fie pentru el. Pentru că ce are de gând să facă el acum pentru copii e un gest de mare generozitate. Deci este vorba, în primul rând, pentru copiii care vin acum să inițiez și am invitat să vină. De fapt, ei s-au invitat să vină la mine. Nu știu, pentru mine copiii sunt o terapie a sufletului meu. Ei vor să vină să cânte la mine în spectacol și chiar mare plăcere. Pe de altă parte, pe 25 la fostul cinema Pro Luceafăru, de la ora 2, ce treabă ai? Acolo faci cu copiii? Sau pe cu copiii, da, da, da. Așadar, pe 25 februarie, Ionică are treabă cu generația care vine. Cu generația de aur, care, nu știu, pentru mine e o generație foarte bună, copii talentați și care, să fiu sincer, nu, unii de noi nu au fost la mine să învețe. Dar i-am ascultat, i-am invitat, că unul a fost mai puțin pregătit, l-am luat și pe acela. Foarte vino tare. Și tu. Mi-e milă de ei, mi-e drag și mi-e iubesc mult. Bravo, Ionică. Pe de altă parte, rețineți că pe 26, dacă ajungeți la Sala Palatului, vedeți lăutărie, improvizație, creativitate și esență. Deci, da. Dați fuga la Sala Palatului, că odată îl vedeți pe Ionică Minune sărbătorit. Ce vrei să mai spunem înainte? Să le arătăm oamenilor că Ionică cel mai bine vorbește cu acordeonul. Asta le explicam oamenilor. Bă, când Ionică când vorbește, vorbește cu acordeonul. Un alt meseriaș o să fie lângă el acum când va cânta. Dar ce vreau să mai transmiți înainte de a trece la cântat? Eu vreau să transmit tuturor iubitorilor de muzică lăutărească că pe data de 26 noi avem un bagaj foarte... Și un eveniment unic. Și chiar este unic să vină, să asculte, să le placă, să se rocărească cu melodiile preferate. Și în plus este o surpriză mea, pentru că toți care copiii îi invit și a doua zi să cânte cu mine. Ce tare! Toți copiii care vor fi pe ce 25... Frumos. Eu i-am invitat să cânte cu mine pe scenă. Ionică iubește copiii. Mai târziu o să avem un copil senzațional imediat. Ionică, hai cu mine să mergem acolo la cântare. Care și el este invitat. Care... Aha, o să-l vedeți imediat. Până atunci însă mergem cu Ionică foarte frumos. Ionică, acordeonul lui Ionică se știe cum ar fi. Îl avem și pe Mieluță Bibescu, fratele și prietenul nostru din emisiune. O să vedeți și echipa de după aceea. Bun găsit, Mieluță. Ai și tu o surpriză pentru mine. Până atunci însă, suntem aici pentru Ionică. Am făcut o seară acum niște ani de zile la TV cu ei doi, sub oblăduirea lui Mădălin Voicu. A fost bombă ca audiență. Doamnelor și domnilor, uitați-vă ce fac ăștia doi meseriași. Uitați-vă ce fac ăștia doi meseriași. Vreau să spun că el e cel mai meseriaș.
fiecare cu minunea lui, ca să zic. El e modest. Știu. El e modest. Nu, nu, să fără tine... Fără tine viața n-are rost, cum era? Fără tine viața n-are rost. Deci, dragii mei, vă rog să vă așezați, doamnelor și domnilor. Tu stai aici. Ionică, eu țin microfonul. Nu uitați, în februarie aveți o ocazie unică să vedeți că unii mai iau lăutăria și o mai mută puțin de loc. Există însă unii care o țin acolo unde este și de aici și magia. Iar Ionică întotdeauna a fost un reper. Prin urmare, doamnelor și domnilor, pentru voi, Ionică, minune... Împreună cu Mieluța Bibescu, un moment de magie! Thank you.
Doamnelor și domnilor, un moment de, de mare magie. Dați-vă seama că acum numai nici măcar nu s-au încălzit. Mulțumim, Ionica. După o scurtă pauză, ne vedem cu alte momente. Îl ținem și pe Ionica alături de noi. Un copil fabulos, pentru că lui Ionica îi plac copiii, pe care mi l-a prezentat chiar Mieluță, un copil care a făcut o prezență, a avut o prezență senzațională la România au talent. Stați cu noi după pauză. Senzație! La Așa Show merge un pahar de vin, dar mai târziu acum beți apă responsabil. La show-ul lui Ionică, doamnelor și domnilor, o să fie un băiat senzațional de 12 ani, pe care mi l-a recomandat cu foarte mare drag Mieluță. Mare drag, Dani Olan de la Caransebe și un talent deosebit. Ceva și o minune a saxofonului și am ținut să fie prezent la fratele, la prietenul meu Ionica Minune, la acest minunat festival. Foarte bine. Și da. Te rog, Ioan. O să vedeți că la mine o să fie toți de teapa lui, foarte buni, foarte talentați, foarte iubitori de muzică bună și de aceea sunt foarte, foarte bucuros că la mine acum de data asta e sunt numai e ce numai, trebuie. Numai capete. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, vi-l aduc în scenă. Minutul de aur de la România au talent, se numește Dan Olan, a ridicat juriul în picioare acum un an de zile. Între timp, el a mai crescut cu un an, a făcut 12, te-ai făcut mare, mă, Dane, mă. Să crești mare, ce faci? Stai că țin eu microfonul, că vreau să vorbești cu tine. Cum ești? Foarte bine, Doamne ajută. Cât de popular ai devenit tu după ce ai fost la TV? A fost o popularitate mult mai mare și sunt foarte bucuroasă și mulțumesc. Fetele la școală? Nu vreau, nu. Nu vorbim acum, mă, terminați cu prostiile astea. Felicitări pentru băiat. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos. Bunescu, bravo, mai faceți așa talentat. Așa ne spun mulți, să mai facem o fetiță, că îi facem talentați. Așa, bravo. Zim despre Dan. Despre Dani, ce să vă spun? Este un băiat foarte ambițios, muncitor, studiază zilnic, și-a câștigat o mulțime de fani, atât în mediul online cât și la TV. Pentru noi este o onoare, fiindcă astăzi am ajuns la dumneavoastră în emisiune, alături de mari maestri ai muzicii lăutărești, maestru Ionica Minune și Bibescu Miele, cărora vrem să le mulțumim din suflet pentru tot sprijinul. Și de aici încolo, ce zici dacă ne cânți tu ceva, doamnelor și domnilor? O mare drag! Atenție mare! De ce e în stare Dani, ăsta micu? Ascultați!
Foarte frumos, Dani Olan mai are puțin, că doar v-ați încălzit. Hai, bag-o, Dani. Hai, copilule, e senzațional. Ultimele 30 de secunde împreună cu Dani Bagamare. Doamnelor și domnilor, viitorul sună bine. Suntem aici împreună cu maestrii. Cine place? Și domnilor, un fenomen avem aici. Mă, dar cum faci tu, mă? Cum faci? Adică de unde îți vin chestiile astea? Pentru mine, mi se pare, nu mi se pare, e adevărat că e de la Dumnezeu și așa să-i mulțumesc. Da? Notele juriului? 10. 10, doamnelor și domnilor, maiștrii sunt aici să vă trăiască. Felicitări și mamei. Ați dat dovadă de un băiat senzațional. Ne o să ne mai vedem cu Dani când vrea el, ca megastar, să vină din când în când să vă mai arate din harul lui. Toate cele bune, ne vedem săptămâna viitoare. Bravo, Dani!